Bună și bine ați venit pe Tarotada. Astăzi vreau să vedem ce aveți pe destin. Să vedem ce ar trebui să se întâmple în viața voastră și ce se întâmplă de fapt. Și să vedem. Sunt așa o energie. De dimineață m-am tot gândit la această citire. O schimbare. Regele de foc cu spânzuratul, asul de cupe și 6 de monede, 2 de cupe și 7 de spade. Wow! Aici, la capătul setului de cărți, este 5 de cupe. Dragilor, aici, așa cum am simțit, este o schimbare bruscă de destin. Un spânzurat care stă atârnat într-un blocaj. Aici o persoană a plecat. A plecat și nici nu v-a spus că pleacă. Aici oamenii petrec în fața unui foc, se distrează, povestesc, își trăiesc o viață tihnită, normală, iar această persoană a furat toate spadele și a plecat, fără să spună nimănui nimic. Cei de aici nici nu își dau seama ce se întâmplă. Această hoție, acest furtișag a fost pe destin. A venit această persoană în viața voastră să vă dea o lecție. O lecție în care să înțelegeți că nu toată lumea este la fel ca voi. Persoana a plecat, voi ați intrat într-un impas, într-un mare blocaj. Poate fi o persoană în zodie de foc. Leu, berbec, săgetător sau pești, această persoană. Ați rămas blocați în timp, în spațiu, suferinzi. Lucrurile se deblochează. Aici aveți 5 de cupe. Această persoană a înțeles că cel ce a din inima sa a plecat cu toate cele 7 spade, a plecat cu o bucată din sufletul ei, a plecat cu tot ce a fost mai frumos, a trădat. Și acum stă și rememorează de ce s-a întâmplat, rememorează amintirile, se întreabă de ce s-a întâmplat acest lucru, cu ce a greșit, ce nu a făcut, ce ar mai fi putut să facă. Dar aceste persoane, așa sunt ele. Asta a fost pe destin. Acest comportament spune despre ele, nu despre persoana care a rămas în acest blocaj, nu despre voi. Are loc o reinventare, dragilor. Această persoană stă și plânge, se uită spre această lună nouă. Se gândește că ar putea să iubească din nou. Ar putea să lase în urmă ce a fost și să meargă mai departe. Abundență este, viața merge înainte și această decizie de a se reinventa. Surpriza este că în momentul în care această persoană se va întoarce din această contemplare a naturii, va vedea aceste 2 cupe pline. Va vedea că iubirea există și că poate să aibă parte de ea. Cele 3 cupe goale vor rămâne în urmă și vor fi îngropate, lăsate în trecut. Această persoană se va uita spre viitor, va trăi în prezent, cu cele 2 cupe pline și toată viața vi se va echilibra cu viteză înainte,
ca acest cavaler de spade în fața căruia nici un uragan nu-i mai face față. Vine 10 de monede. Aici aveți un destin frumos. Ați avut cumpene. Aici, persoane care au avut de suferit, poate chiar și la nivel fizic. Mici accidente sau mari, situații grele, care acum se închid. Aici este o însănătoșire, este un echilibru. Vine o perioadă bună, benefică, cred că pentru toate zodiile. Ceva greu de cărat în spate s-a încheiat. Începeți să vă simțiți ușori, să vă simțiți despovărați de această povară a trădării, a minciunii. Acești oameni stau liniștiți, sunt oameni buni, dar această persoană decide să trădeze, să plece pe la spatele lor, ia tot ce poate lua și pleacă. În acest moment se deschid toate căile pentru o reinventare, pentru accesarea unei alte iubiri. Aici conștientizați că în viața voastră trebuie să vină, simțiți și voi acest lucru, o persoană care să fie pe destinul vostru. Aici se rescrie un destin, se rescrie o poveste, se face din două licori magice, faceți o singură poțiune și iese curcubeul, e perfecțiune, este echilibru. Și, dragilor, vine în viața voastră o nouă persoană care să vă aducă acest echilibru. 6 de monede. Ce ai dat vine înapoi la tine. Așteaptă-te la multă abundență, înflorire. Vine abundența în iubire, în parte materială, pe orice plan. Aici este o schimbare de destin la 180 de grade. Aceste persoane rămân în urmă. Ieșiți din blocaj, decideți că este suficient și vă îndreptați către ceva mirific, către ceva foarte frumos. Asul de cupe și 2 de cupe. Aici este o iubire supremă, ușoară, lejeră, frumoasă, aducătoare de mult noroc și bucurie. Asul de cupe este un început în iubire frumos, cu pasiune, cu sinceritate, cu puritate. 2 de cupe, 2 de apă, sunt 2 îndrăgostiți, deasupra lor e Cupidon, o lună nouă, e o iubire la început, o poveste încă nescrisă. Aici o rescrieți, o scrieți voi. Aici este o altă persoană care vine în viața voastră nouă, nu ați cunoscut-o până acum, nu știți cine este, dar vă va aduce fericirea supremă. Cu această persoană veți merge mână în mână pe același drum mult timp de acum înainte. Aici destinul va aduce o persoană cu care să mergeți până la sfârșit. 10 de monede, familia stabilă, fericită, tradițională, copii, bunici, părinți. Repede vă îndreptați spre această minune, spre această abundență. Ați ieșit din acest blocaj, din spânzurat. V-ați dezlegat la ochi, ați înfipt sabia în pământ, ați deschis poarta și ați plecat grăbiți și vă îndreptați către împărăteasă, către abundență, către 2 de cupe, către asul de cupe.
Este posibil să fie un rege sau o regină în zodie de foc, o persoană care știe ce vrea, o persoană care nu are bagaje din trecut, o persoană care, cu care să rescrieți propriul destin. Foarte frumoasă această etalare. Am simțit-o de dimineață. Este un mesaj pentru cineva aici. Cineva trebuie să audă acest mesaj. Haideți să văd și de aici niște cărți. O poveste care trebuia scrisă de mult și care nu a fost scrisă. Această persoană nu a ajuns în viața voastră pentru că ați avut alte lucruri de făcut. Ați avut de învățat niște lecții. Aici ați avut o persoană. Persoana din trecut este posibil să fi divorțat de ea sau să fi încheiat socotelile. Această persoană dorește să revină, este inconstantă. A plecat cu tot sufletul, cu săbii, cu lucruri, dar dorește să revină. Voi nu o mai primiți. Nu ați fost mulțumiți. Această persoană v-a întins o capcană. Ați pierdut multe, multe lucruri. Văd multă furie aici. Și copii, poate fi vorba și de copii, aici ați avut lucruri grele de încheiat și s-au încheiat. Grație acestui spânzurat, ați stat strâmb, ați gândit drept, vine reinventarea, dragilor. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Da. Obstacolele au fost depășite. Această persoană vine și vine cu multă stabilitate, longevitate. Așa cum am văzut și a ieșit bărbatul și femeia. Au fost greutăți, a ajuns greu această persoană în viața voastră și voi în viața ei, dar acum că a ajuns, destinul își spune cuvântul. Relație lungă, sănătoasă, stabilă, trecutul e ca un vis urât, nici nu vă mai amintiți. Vreau și un sfat pentru voi. Să vedem o carte de aici. Foarte frumos ce se întâmplă, da. Sfatul este: rămâi cu chakra inimii deschisă, creșteți vibrația și toate lucrurile bune vor veni la tine. Este o magie ce se întâmplă aici. Ați așteptat o persoană ideală. Ați trecut prin relații grele, ați fost trădați, ați iertat. Aici ați luat decizia de a merge mai departe și întreaga viață s-a echilibrat. Iar această persoană menită să ajungă în viața voastră va ajunge. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o noapte bună. La revedere!